Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Destiny 2. Astăzi ne vom continua aventura în expansiunea Shadowkeep și să vedem ce mission quest mai avem noi pe aici. Ok. Vorbim cu Eris Morn. Wire. Goal. The fanatic. Crota. Like living nightmares, your past confronts you, Guardian. Old scars reopen around me as well. Phantoms of my friends return with a malice they never truly had. Every one of them, the twisted will of that looming pyramid. We must not let it distract us from our goal. Finding a way inside. We're in this together now. Nothing can stop us. Ok, catching up. Bun. Pre-order rewards. Superb. Quests. Să vedem pe aici. Shadowkeep. Destinations. Evident, the moon. Și să vedem ce quest-uri avem noi pe aici. In search of answers. Bun. Acolo cred că voi merge. Închidem treaba asta. Tell me your news. A hunter is near. I didn't hear you approach. Și să ne mișcăm. Summon a vehicle. Iar acum să mergem către obiectivul nostru. Luna este cu siguranță un loc destul de ciudat. Am impresia că cea mai bună expansiune din Destiny 1 avea loc pe lună. Aici este un eveniment public. Vreau să particip la el. Hai să vedem ce putem face. Sau nu. A, nu. Cu siguranță nu cred că îi pot face nimic inamicului lui. Deci, să mergem mai degrabă către misiunea noastră. Mergem pe aici. Și putem vedea destinația finală. Sau speram că o pot vedea. Ok, toată lumea a venit în locul ăsta. Shadowkeep, in search of answers. All right, Eris. Where to? The pyramid's warding is only a temporary inconvenience. We must first understand how it works if we're to pass through it. For that, the Hive may provide answers. For eons, they live next to the pyramid. And now, they've constructed that scarlet keep above it. Its existence was clearly no secret to them. Now that it's activated, strange congregations of Hive have begun to appear on the moon. There is undoubtedly a connection. Then that's where we start. Bun. Să vedem care este faza. Bun, pe aici, pe undeva. Din păcate, nu pot merge prea repede. Pentru că o să mă lovesc de absolut orice. Acum, în schimb... Eris, we found it. It appears to be a ritual of some kind. We must learn its purpose. Do not be afraid to engage the Hive.
Ok. Bun. Să înfrângem creatura asta. Și să deschidem cutia. Nu am găsit mare lucru pe aici. Sau acum depinde. Unele obiecte par a fi decente. Bun. Arme speciale. Un fel de shotgun. Iar aici încă nimic. Ar fi interesant să folosesc și eu shotgun-ul. Iar acum trebuie să mai colectez niște plasmă. Să mai căutăm niște hive. Cred că pe aici vom găsi niște hive. Chiar în față văd câțiva. Să încărcăm shotgun-ul ăsta. Excelent. Pe aici, inamici? Cred că vom întâlni ceva acolo. No special ammo. Eram sigur că mă voi trezi într-o situație de genul. Am o rachetă. Serios, m-am omorât singur. Din nou. Să adun resursele alea și după voi vedea eu ce mai pot face. Da, abia am supraviețuit. Și trebuie să ne mișcăm până acolo, dar eu probabil voi avea nevoie de o vestă. Și probabil voi avea nevoie de mult mai multe lucruri. Nu de alta, dar aș prefera să rămân viu. Și cred că treaba asta pentru mine este o oarecare problemă. Ei bine, să mergem la obiectivul nostru. Așa, până pe aici. The nightmares. The hive are trying to draw them in for the ritual. How curious. For what purpose? It's unclear, but they don't seem affected by the nightmares at all. Not like we are. Fascinating. We must learn how they've achieved that. That's our key to finding a way beyond the pyramid's work. Eris? Those screams. That's a hive wizard. We have to hurry. Serios, ce naiba m-a atacat? Aha, băiatul ăsta. Ok, nu, nu.
Da, cu siguranță ar fi o idee bună să ne îndepărtăm. Mai sunt fantome pe aici și cred că vor reprezenta o problemă pentru mine. Ok, cu siguranță rămân fără glanțe. Va trebui să schimb pe ceva mai precis puțin. Excelent. Iar acum să deschidem cutia asta. N-am găsit cine știe ce, dar acum trebuie să ne întoarcem pe aici. Bun. Să vedem ce naiba se întâmplă. Sai Mota screams as she did the day Omnigul tore her apart and silenced her forever. Our fates nearly intertwined today when a nightmare of Omnigul swept through camp. My survival was a gift granted by the essence you retrieved from the Crota nightmare. Were we to truly harness the power of this essence, it may provide aid in the fight against the nightmares and beyond, to the pyramid itself. It knows we're coming. I can sense it. And we will have the upper hand. Okay. Vom lua esența asta. Super! Este un quest step. Sună interesant. Și cred că nu am teribil de multe obiecte noi și șmechere. Yes. Să vedem aici ce avem. Să vedem pe aici. Essence of Despair. Trebuie să completăm activități. Cum putem completa noi activități? Mergem pe hartă la diverse evenimente publice. Să mă uit pe aici rapid. Ok, sunt probleme cu conexiunea. Este un lucru care se întâmplă. Ideea este că jocul este super nou și este super multă lume pe el. Oh, nu. Nu vreau să mă duc pe acolo. Și să mergem după o misiune. Ce evenimente publice avem? Avem chiar aici o activitate. Cred că putem completa și patrule și orice fel de eveniment public. Ah, da, nu. Serios, e ceva neregulă? Sau mi se pare doar mie? Pentru o secundă mi s-a părut că focurile mele nu nimereau. Ia să mergem în direcția asta.
Și să vedem ce putem completa pe aici. Avem câteva lucruri de făcut. Nu știu exact cât o să dureze încât să-mi deblochez nebunia aia. Dar probabil dacă voi completa misiunile astea, voi reuși să deblochez toată nebunia aia. Da. Va trebui să schimb arma cu ceva mai eficient. Un submachine gun nu sună rău. Ok, băieții ăștia au destule vieți. Cred că sunt ceva mai puternici decât mine. Da. Vom încerca o altă metodă. Sfinte, cât poate să dureze. Cred că sunt doar inamici ăștia teribil de puternici. Sau... s-ar putea să fiu eu chiar așa sub levelul necesar. Bun, am o rachetă. Cum ar fi să nu ratez? Și să nu mor. Totuși, cred că mi-am terminat obiectivul. Se pare că da. Ăla era obiectivul meu. Bun. 14%. Să ieșim de aici și să vedem ce alte activități mai putem îndeplini. Bun, ne mișcăm. Evident, probleme cu serverul. Da, s-ar putea să fi căzut iarăși conexiunea. Se întâmplă, din păcate. În caz că vă întrebați, jocul a apărut astăzi, la ora, cred că, 8. Și eu îl joc chiar acum. Și dacă nu greșesc, este extrem de multă lume pe Steam în momentul ăsta. La modul extrem de multă lume pe Steam. Da, cred că lucrurile s-au întors cât de cât la normal. Sau nu neapărat. Ceea ce este super dubios. Ok, are oarecum sens faptul că gloanțele mele nu nimeresc. Sunt probleme cu serverul, deci nu se înregistrează chestiile. Și cred că momentan vom mai avea probleme de genul. Da, cu siguranță vor mai fi probleme și tocmai s-a deconectat serverul. Nu este prima dată când se întâmplă, dar oarecum asta înseamnă că episodul nostru se va încheia aici. Deci, da, din păcate va trebui să oprim episodul mai devreme. Sper că v-a plăcut,
Vă mulțumesc că ați urmărit și ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!